Salutare și bine v-am găsit la un episod aici pe canalul Nick Bizon. De această dată o să vă învăț cum să vă instalați corect Sunny Builder 3 și cum să editați un mod .cs. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe cele două linkuri din descriere, sunnybuilder.com și samfungs5.33sdk. Odată intrați pe Sunny Builder, apăsați pe download, dați păstrează dacă vă apar erori, dăm afișare în dosar și dăm run as administrator. Așteptăm puțin, dacă ne apare error dăm run anyway. Trebuie să deschidem fișierul, așa, limba o lăsăm în engleză dacă vreți să schimbați voi, dați accept, locația o las default, dar voi o puteți schimba, nu contează unde puneți ăsta, dăm next, dacă vreți un desktop shortcut, bifați această căsuță, dacă nu puteți da next, bifăm și această căsuță, dăm next și aici o să selectăm locația unuia dintre modpack-urile noastre sau dacă aveți doar unul, la acel modpack. Important este să aibă GTA San Andreas și SAMP instalat în folder. Dăm next și debifăm install Clio Library. Dăm iară next și install. Așteptăm și debifăm launch Sunny Builder, că noi dăm launch chiar acum și intrăm pe al doilea link din descriere. Aici o să descărcați Samfungs 5.3.3 SDK. Trebuie neapărat să fie SDK. Puteți să descărcați și de la Samfungs 5.4 sau 5.2 dacă găsiți pe net, dar ăsta e recomandat. Dacă vreți dați în dreapta sus pe download, dacă nu căutați voi pe net alt SDK, dăm deschide. Intrăm în subdata și copiem fișierele de aici. Dăm click dreapta copy sau CTRL-C, nu contează. Acum trebuie să intrăm în fișier în folderul Sunny Builder, unde l-am instalat. Dăm open file location dacă l-aveți pe desktop, dacă nu căutați prin calculator. Intrăm în data, în SA și dăm CTRL-V sau copy-paste, adică sau click dreapta paste. Odată ce ați dat paste, puteți să închideți arhiva, puteți să intrați și în Sunny Builder 3 ca să facem ultimele setări pentru a putea merge corect acest program. Dăm sus la Tools, dăm pe Options, bifăm acea căsuță din stânga sus, dăm la Format și din Upper selectăm As Is. După ne întoarcem la General, la GTS Directory și o să trească să selectăm din nou modpack-ul nostru de pe SAMP. Eu l-am aici la îndemână. În rest puteți să dați OK la Init, o să se completeze automat după ceva timp, aia nu contează. Puteți da OK și să trecem la deschiderea unui mod. Apăsați în stânga sus și ca să deschideți un mod.cs. Deschideți modul și apăsați Yes și OK. Odată deschis un mod, puteți să-l compilați cu run compile sau cu F6. Și acum o să editez puțin modul ca să vedeți că merge să-l și editați și după aia să dați run compile. Modul nu trebuie salvat, nu altceva, trebuie doar să-i dați compile și să-l băgați în folderul GTA San Andreas, în folderul Cleo din GTA San Andreas ca să meargă. După cum ați văzut, am editat modul, dau compile, este totul OK. Nu o să vă uit acum mai multe despre cum să faceți un mod, deoarece sunt pe grabă și mă grăbesc în 5 minute să termin acest videoclip, deoarece la 4 trebuie să plec undeva. Și ne vedem la următorul tutorial, o să fie cât de vreme posibil. Nu știu, sper că în maxim o săptămână să pot să scot primul tutorial despre cum să faceți bazele unui mod Cleo. Și ca să fie totul bine, să nu aveți probleme cu un mod.cs. Îmi pare rău dacă m-am bâlbâit sau m-am încurcat, dar m-am chinuit să fac acest tutorial foarte rapid și mulțumesc de vizionare. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Dacă mai vreți și alte tutoriale, puteți să apăsați și pe butonul de subscribe și pe cel de notificări ca să fiți la curent cu toate videoclipurile mele, chiar dacă nu postez eu prea des. Și vă urez o zi, seară frumoasă după caz. This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, we put our hands up like a